Valda, ancheta la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Doi medici au fost amendați după ce băiatul de 16 ani diagnosticat cu peritonită a murit pe patul de spital. Copilul plimbat 2 ore între secții n-a mai rezistat. Trupul lui a cedat pentru că nimeni nu l-a operat la timp. Medicul de gardă și chirurgul care erau de serviciu sunt acum primii în atenția anchetatorilor. Mai mult, unele surse susțin că unitatea medicală ar avea un chirurg pediatru, însă acesta nu a fost chemat să-l salveze pe băiat. Vă avertizez, urmează detalii și informații cu un puternic impact emoțional. Ca medic, cu ani de experiență, cu mii de cazuri ajung în situația să mă întreb, să-l operez, depășindu-mi competența, riscând să evolueze nefavorabil, să fiu acuzat că l-am operat nefiind de specialitate și că nu l-am trimis la spital cu medici de chirurgie infantilă, să solicit transferul pacientului către spitalul cu medici de chirurgie infantilă, sperând să-i cresc șansele la viață. Am ales a doua variantă. Este declarația medicului în mâinile căruia a stat viața băiatului de 16 ani. Era medic de gardă la Spitalul Județean din Târgu Jiu, acolo unde copilul a ajuns cu dureri abdominale puternice și a fost diagnosticat cu o formă gravă de peritonită. Băiatul a fost ignorat ore întregi pe motiv că doctorii sunt medici de adulți și nu pot opera copii. Cei prezenți au căzut de acord să-l trimită la Craiova. Cu toate acestea, serviciul de ambulanță Gorj descoperă o altă problemă. Nu este ambulanță cu medic la Târgu Jiu. Aflăm că vine de la Craiova echipaj corespunzător. Nu mai avem medici de chirurgie infantilă pentru a se ocupa de aceste cazuri din Târgu Jiu, a declarat medicul Amza David. Astfel a fost nevoie să chem un echipaj de la 200 de kilometri distanță. În cele 3 ore de agonie în care aștepta salvarea, copilul a intrat în stop cardiorespirator, nu a mai putut fi salvat. Deși medicul de gardă susține că nu a existat chirurg pediatru care ar fi putut să-l opereze în Târgu Jiu, într-o postare pe Facebook din luna august, spitalul anunța că un nou specialist în chirurgie pediatrică s-a alăturat echipei. Surse susțin că acesta ar lucra în ambulatoriul instituției, dar nu ar fi fost solicitat să intervină în tragicul caz. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta de amploare continuă. Cei doi medici, cei de gardă și chirurgul care era în tură au fost amendați. Mai mult, nu e prima dată când medicul de gardă se află în mijlocul unei anchete. Cu aproape 10 ani în urmă, acesta a fost suspendat pentru malpraxis. S-a format o echipă din cadrul inspecției sanitare. Colegii noștri au efectuat un control în baza competențelor pe care le dețin. În urma acestui control s-au aplicat 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.000 de lei fiecare. O sancțiune în valoare de 3.000 de lei a fost aplicată medicului chirurg. Altă sancțiune a fost aplicată medicului de gardă de la UPU pentru nerespectarea Ordinului Ministrului Sănătății 1706 pe 2007. Acesta prevede că se pot acorda îngrijiri medicale copiilor sau persoanelor, mai exact, cu vârste cuprinse între 15 și 21 de ani, la orice unitate sanitară. Iar în ceea ce privește sancțiunea aplicată medicului UPU, s-a constatat că în fișa UPU erau date incomplete. Sora băiatului, care a devenit asistenta lui maternală după ce părinții lor au murit într-un accident, este devastată de moartea fulgerătoare. Familia sa crede că băiatul putea fi salvat dacă s-ar fi intervenit la timp. Oamenii cer acum dreptate. Probabil că... Și vă prezint invitații cu care discutăm pentru început pe această temă. Alături de mine în legături telefonice directe sunt Teodora de Sagă, candidată PMP Forța Dreptei la parlamentare, susținător al lui Ludovic Orban. De asemenea, Lavrin Covaș, candidată PSD pentru parlamentare și susținător al lui Marcel Ciolacu, și Radu Mihaiu, candidată USR pentru parlamentare și susținător al Elenei Lasconi. Și vă propun să urmărim și o postare și dumneavoastră, invitațiilor, și celor care ne urmăresc de acasă, o postare care exprimă cam ce părere au mulți români despre sistemul de sănătate din România. Un tânăr medic român care a ales să profeseze în străinătate face o analiză dură a sistemului din România, care a permis, iată, ca un copil de 16 ani să moară cu zile în chinuri cumplite. Iuliu Torje se întreabă cât de pregătite sunt spitalele din România, în special cele non-universitare, să gestioneze un pacient în șoc septic. Concluzia este una dură. Lipsa de pregătire și echipament din spitale este rezultatul direct al unui management dezastruos, al unui sistem unde prioritatea nu este bunăstarea pacientului, ci plasarea oamenilor potriviți în funcții cheie. În această mentalitate, sănătatea devine un joc politic, iar viețile oamenilor rămân neprotejate. E o realitate amară pe care cu toții o cunoaștem, dar care apare că nimeni nu-i găsește o soluție. Viețile se pierd, lipsurile persistă, iar sistemul rămâne blocat în nepăsare și lipsă de responsabilitate. Nu ar trebui să fim nevoiți
să ne întrebăm de fiecare dată dacă spitalele au echipamentul minim necesar. Acest lucru ar trebui să fie un standard, încheie Torje. Și nu întâmplător v-am propus această postare, pentru că sunt convinsă că foarte mulți dintre români gândesc așa, în special acum în preajma alegerilor, când foarte mulți își pun speranța în candidați și se vorbește de politizare. Doamna Desagă, cu dumneavoastră aș începe discuția. Politizare, politizare a sistemului de sănătate, care a dus, nu numai ea, dar a fost un factor important pentru problemele din sistemul de sănătate, politizare în educație, politizare în administrație, cam peste tot. Care ar fi soluția? Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Permiteți-mi să încep să vă răspund la această întrebare ca părinte. Pentru că sunt și o mamă a doi băieți și credeți-mă că m-am uitat îngrozită la acest caz și din păcate nu este primul și cu siguranță nu va fi nici ultimul, în care vedem oameni care mor cu zile în spitalele românești, ceea ce este devastator. Pentru că în momentul în care îți pui viața în mâinile medicilor, o faci cu toată speranța că ei vor respecta jurământul depus la momentul la care au ales această meserie, care trebuie să fie o vocație, pe care să o exerciți cu responsabilitate enormă față de societatea în care activezi. Și vă dați seama că un astfel de caz scoate din nou la iveală ceea ce de fapt știm cu toții, concluzii pe care le-am tras cu toți în simplu, care de cele mai multe ori ajungem să ne dorim să evităm. Adică, Doamne ferește, să ajungi într-un spital românesc. Nu trebuie într-adevăr să generalizăm, pentru că sunt medici, sunt medici tineri, pe care personal i-am cunoscut din generația mea, care își fac treaba cu dedicare, cu responsabilitate. Dar ei, ca medici tineri care s-au implicat în acest domeniu, și noi, din afară, ca tineri politicieni, vedem această realitate. Că, într-adevăr, în foarte multe spitale, politicul dictează, de fapt, ceea ce se întâmplă acolo. Dictează și cine are acces la servicii de calitate, cine are acces la un aparat performant, de exemplu, cine intră într-o operație, cine nu, și tot așa. Pentru că sunt foarte multe astfel de cazuri. Revenind la această situație punctuală, vreau să aduc în discuție faptul că Guvernul României, într-o ședință de la sfârșitul lunii în acest an, a adoptat o ordonanță care a modificat legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Și acolo se prevede foarte clar că în cazul copiilor care au între 15 și a majorilor până în vârsta de 21 de ani, aceștia pot beneficia de servicii medicale acordate atât în spitalele de adulți cât și în cele de copii. Ori intervine și această problemă. Copilul acesta a ajuns la urgență. Era clar că evaluarea medicală care i-a fost făcută nu a fost una corespunzătoare. De asemenea, este un caz foarte clar în care, din cauza neglijenței și a lipsei de asumare, un om tânăr, a ajuns, din păcate, la morgă și nu înapoi acasă, la familia lui. Ori asta ceva nu trebuie să se mai întâmple. Ați punctat foarte bine că, în mod teoretic, dar ar trebui să fie cunoscute aceste proceduri. Cu toate acestea, domnule Covaș, de ani de zile se vorbește despre această problemă și despre, da, inclusiv teama pe care o au foarte mulți medici în sistem de a lua o decizie, pentru că asta se pare că s-a întâmplat și aici. Evident, combinată și cu alte probleme. Doamna Petraru, în primul rând aș dori să transmit condoleanțe familiei tânărului, pentru că este o tragedie și de la asta trebuie să pornim, de la viața umană, care are un loc principal în orice sistem de valori. În primul rând, aceasta este ocrotită. Doi la mână, eu n-aș politiza discuția aceasta, pentru că aici înțeleg că este vorba de o decizie individuală sau, mă rog, a unei echipe, medicul de gardă și medicul care putea sau nu putea să ia această decizie de a face o intervenție. Deci, cred că ceea ce primează, și revin la ideea inițială, este viața omului. Și în momentul în care un medic intră într-o gardă, într-o activitate, cred că la asta trebuie să gândească în primul rând, la jurământul pe care l-a prestat și la faptul că este acolo pentru a salva vieți omenești și a le face mai bune. Dincolo de aceste lucruri, este o anchetă, chestiunea aceasta disciplinară, că cineva a fost amendat, sau astea sunt
nu rezolvă fondul problemei. Este clar că ancheta penală va stabili cine este vinovat, cine trebuia să ia decizia, dacă este o decizie, o problemă și la managementul spitalului, că poate dacă n-avea medici suficient, trebuia să anunțe acest lucru și evident că trebuie luate măsuri pe viitor, pentru că asemenea situații, asemenea drame să nu se întâmple niciodată în România. Da, bine, nu politizăm, domnule Mihaiu, dar oamenii își pun această problemă, că, bine, nu în toate spitalele, dar în foarte multe dintre ele sunt numiri politice, oamenii care ar trebui să conducă, da, cunoscând foarte bine acest sistem, și cu toate astea sunt, de fapt, niște pile de partid, niște obligații care au fost ulterior aruncate în diverse funcții călduțe, nu-i așa? Și asta oamenii s-au săturat de asta. Vă rog. Din păcate, ce cred eu este că, mai ales pe proceduri de urgență sau pe situații de urgență, oamenii au nevoie de proceduri. Mie mi se pare inacceptabil că un tânăr a stat 3 ore într-un spital de urgență și nimeni nu a reevaluat situația lui și au așteptat în continuare să vină salvarea de la Craiova sau de unde trebuia să vină. Și nu au realizat că starea lui s-a deteriorat și că necesita intervenție pe loc. Chiar dacă era minor, intervenția pe loc trebuia să fie prevăzută într-o procedură. Putem să aruncăm vina pe medic, într-adevăr. Putem găsi un atar pe un pentru speța asta, dar eu cred sincer că ce este cu adevărat nevoie este ca acești medici, echipele din aceste spitale, să știe ce trebuie să facă în cazul în care sunt diverse situații neprevăzute, că așa se întâmplă la urgențe. Nu este ambulanță, nu este medic, nu este... Toate aceste lucruri trebuie să fie prevăzute în niște proceduri, în niște sisteme de management. Așa cum spunea și doamna Desagă. Așa cum spunea și doamna Desagă, deja acest lucru ar trebui să fie cunoscut și a fost și lămurit că vârsta aceasta, da, la vârsta aceasta este permisă o intervenție ca pentru un adult. Lucrurile deja erau cunoscute. Foarte pe scurt, vă rog. Când nu există procedură într-o situație de urgență, păi nu trebuie să ne disculpăm că nu a existat procedură, ci trebuie să intervenim din simțul nostru de răspundere. Eu nu spun, oamenii aceștia sunt medici, au viețile noastre în mâini. Bun, v-aș propune... Dacă îmi permiteți... Foarte pe scurt, vă rog, da, acum trec la replică, la trec la replică, vă rog. Da, voi veni în aceeași idee și voi completa că inclusiv orice om în momentul în care vede un om în pericol are o anumită obligație de a acorda asistență și dacă nu-i o acordă, poate să intre în zona și în sfera răspunderii penale. Cu atât mai mult un profesionist care este medic și care e pus acolo să salveze vieți, trebuie să aibă în vedere această obligație care e prioritară înainte de orice alte aspecte care pot să țină de chiar și de o răspundere. Bun, vorbim și despre un alt... trebuie pusă înainte. Vorbim și despre un alt subiect foarte... dumneavoastră, mă scuzați, foarte scurt vreau să intervin. Asta nu înseamnă că un medic neurolog poate interveni pe o problemă de chirurgie de inimă, de exemplu. Adică, nu, da, înțeleg că situația era... Dar domnule Mihaiu, situația era că putea să opereze doar că nu era medic pediatru. Adică doar asta lipsea. Iar tânărul avea deja 16 ani și... Da, și doamna Desagă a punctat ceva mai devreme că și pentru astfel de cazuri există deja o regulă și ar fi trebuit să fie cunoscută. Dacă e să vorbim însă și despre un alt subiect...